Re. La tata a fost greu de tot, m-a luat de asta. De ce? Nu te lasă la femei? Normal că mă lasă prea la femei, dar nu la femeia lui Dumbrav. Am înțeles, da. Păi mâine la botezul lui Tito. La ce? La ziua lui. Ei, copil, mie mi-e așa îmi place să zic, e ziua lui că ziua lui Măsa. Botez. Mâine la botezul lui Tito eu vin și discut cu tatăl tău. Da? Și-l lămuresc. Auzi, bre, dar... Dacă fraierul ăsta încearcă ceva acum? Ce să încerce, mă? Tom Bravă, păi l-am speriat așa tare că nu e în stare de nimic. Hai, mergi să bei ceva? Nu, bre, mă duc în treaba mea. Bine. Du-te liniștit. Te rămuresc eu cu taică. Bine. Alo? Măi, Marcele, ai trimis băieții să facă ce-am vorbit? Bine, mă duc să mă întâlnesc eu cu ei. N-ai grijă, o să-ți intre un bar bun. Să fie înainte acolo. Și ce trebuie să fac eu mai exact? Fii atent la detalii. Studiază bine locul. Hai că ai nas la chestii de-astea. Știi tu cum faci. Îmi place să mă simt în pericol. Dacă detectez ceva neregulă, să ai timp să-mi comunici. Unde îl trimis pe ăsta? La Madrid. Ești eu nu merg cu el? Unde? Hai că v-am auzit ce vorbeați. Trebuie să pregătiți locul acolo, să fie totul sigur. Te-ai auzit, da? De ce ești spion? Pentru cine lucrezi? Pentru Fabrizio sau pentru Rosolino? Deci până la urmă merg sau nu merg la Madrid? Bă, eu m-am gândit așa. Ori îl trimit pe ăsta singur, ori toată șadra. Tu, dacă ai fi în locul meu, cum ai fi făcut? Dacă aș fi fost în locul tău, tot unul singur aș fi trimis. Apoi unul care bunghește italiană, care îl știe lumea, să nu pară genitor. Așa ai fi făcut tu? Da. Ce noroc am că nu sunt ca tine. Cosmin, hai. Du-te, odihnește-te. Mâine decolez. Ce întârzi e domnul ăsta. Dar ce dracu ne ține așa, de nu mai pot pe soarele ăsta? Pe uscat ne ține. Avem puțină răbdare. Lăsă pe că vine. Că mă dorea capul dacă n-aveam asta pe cap. Dar strălucește pe soarele. Păi luată soarele, am îmbrăcat-o bine, ca la toridă. E frumoasă. De cauza soarelui. Mă strânge așa, mă. Dar chiar nu mai vine odată. Dar ce face, mă, odată, mă? Sâmbătă-i tata lui Sâmbătă-i. Bre, vine, vine, uite-l, vine. Hai, frățioare, hai. Hai, fratele Telemeu. Salut, Verdi. Mă bucur, fratele Telemeu. Sănătate. Mă bucur. Uite că ne-am adunat toți aici ca să fim împreună. Cu ocazia asta, care este făcută din ziua lui Tito. Vă mulțumesc frumos că ați venit. Vă mulțumesc și vă invit, vă rog chiar, să vă distrați cum puteți și cum știți voi mai bine, ca să se știe, să țină minte lumea, că e ziua băiatului meu, lui Tito! Ia stați așa! Stați așa! Eu am o poprune!
Ia sculați-vă în picioare! Eu vreau prun? Să bem? Trei căni de vin? Ca să ne îmbătăm bine! Nu patru? Bem trei căni de vin? Ne îmbătăm ca porci și ne înțelegem între noi! Cu ăia străini nu mai ne înțelegem deloc! Haide! Una! Două! 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 Ia tu cu stecla! Trei! Trei! Ce faci, bă? Bei vin, tâmpitu, vreau. Patru! Aoleu! Aoleu! Patru! Patru să fie! Hai în plăcere! Bravo! Hai da! Băi! Mai am o păprunere! Fă! Iată-mi cu aia! Eu, canașul cel mai mare al lui! Asta? Băi, altul fratele meu? Na. Eu îi fac lui un cadou, un lanț de aur, finuț și discret. Ia, domnulică! Să-l poarte cu cinste și cu vie! Să-l poarte până o făcea cifoz! Mulțumesc frumos, dar nu trebuia. Bine că ai venit, că asta e cel mai important pentru mine. Vă mulțumesc. Noi ne-am dumirit mai târziu, că nu știam ce petrecerea asta. Da, cadouul ăsta. O să vină, la sigur vine. Bulibașe, Aurică, cămata ești cel mai adevărat. Și cel mai adevărat. Îți mulțumim că ne-ai primit aici. Când o fi mai rău, să ne fie ca acum și chiar mai bine! Hai! Mâncați, veți să audă și Dumnezeu și să țină minte și Dumnezeu cum se distrează și cum petrec ținorii! Ce m-ați terminat, gata? Ce s-a întâmplat? Da. Păi da, așa se părea, că parcă sunteți amorțiți, mă. Păi da, să înceapă banana, mamă. Păi ia, băgați-o litornică, că beau și eu ceva, să mă căzesc la voce. Bravo, noi! Hai cu mătița! Mulți sunteți creația ei, dracu de nenorociți. Lasă că în câteva minute o să ajungeți acolo unde vă e locul. Animalele dracului. Ce scârbe sunteți. Într-o seară s-au văzut colondalanu. Cum să mă destrez, mă, și eu în toalele astea, că mă strânge? Păi, te distrezi așa. Adică nu râzi cu gura până la urechi, nu te îmbezi ca porcul, nu mănânci ca nesimțitul și ții post. Dar ce dracu e asta, mă? E paraghilie sau parastas? Uite, mănânci o fursecă și te îmbezi cu stil. Și acum așa?
Nenea Doana, ne face un speech de cuvântare pentru toată lumea. Mulțumesc, bunicuțo. Fraților, vă mulțumesc că ați venit și vreau să vă zic că am crescut fără bani, dar am făcut bani. Așa e. Bravo. Da. M-am jucat cu pietrele pe-n șatră ca voi toți și știți asta, da? Băi, nu minți, domnule. De ce? Că să te îmbeți și n-are niciun rost. Noi toți ne-am jucat cu puțulicii din țărână, în țărâna strămoșilor noștri. Nașul are azi voie să facă tot, să zică tot. Am fost niște copilași. Da, așa e. Voi, fraților, mă înțelegeți cel mai bine pentru ce am trăit și pentru ce m-am chinuit. Ca să aibă... Tot, mă. Ca să aibă totul și să nu-i lipsească nimic băiatului meu, Tito. Bravo. Așa să fie. Dacă vrea luna de pe cer, tata o să-i aducă luna de pe cer. Bine. Ce visează noaptea, o să-i aducă tata ziua și o să-i pună la pătut. Că noi toți gânii tot ce facem e pentru copilași, ce dracu. Fă, Rodio, ia trage, fă o cântare, haide, Hold on, ține-mă tu. Hold on, fii atent. Eu vreau să țin și eu, adică să spun atâta. Că pentru copilul ăsta, domnule, o să facem tot ce o să... Ce nu o să poți tu, o să facem noi. Yeah. Nu o să-i dai tu luna după cer, o să-i o dăm noi luna după cer. Yeah. Nu o să poți tu să-l ajungi, noi toți o să te ajutăm ca să-l ajungi, da, pentru că el yes. Să aibă ce n-am avut noi. Da, că ești nepotul, nu numai nici într-un caz mai puțin. Așa e. Tot. Dă-i luna. Hai, gata, te recomand era mine, dar declanșatorul e în regulă, băi, să mai apăs pe ceva, să-i dau drumul. Ba nu, că i-a prins, nu, am vrut să mă asigur că e în regulă, bine. Ce cauți, bă, acolo, băi, și paparazzul, ce dracu caut? Ce cu... Vine, mă. Uitați-vă, bă, cine a venit. Bă, Gigi! De ce ai venit, mă? Te-a trimis pisic ca să ne mulțumești? Ai venit să ne faci program artistic de rase! Distrați-vă, bă! Bă, viermilor! Mulți sunteți, bă, viermilor, bă! Hai, simțiți-vă bine, bă! Petreceți, cântați, dansați! Târâți-vă pe pământ, mă, cât mai aveți timp, că e parastasul vostru, mă, vă mai dau 5 minute, mă. Hai, mă, cântați, mă! Mi-mi pare rău. Eu v-am pus la muncă, dar așa am considerat ca naș, frățioare. Că nu pot să mă petrec fără un foc bun. Nu e petrecere bună. Fără un foc bun, de-aia vă rog să puneți fiecare, că dacă fiecare vine mână de la mână și pune un lemn frumos, sprijinit unul de altul, să face un foc bun pentru petrecerea mea. Fă! Ce faci? Ce te faci, făcuru? Te-ai văzut buseu de la Rubinul? Lasă, făcurbă, să se distreze, că eu am o idee de plan de stămâța de podile lui. Vrei, dar ce se feloșește domnul cu putadenul lui? Și eu eram mândru de Gianni, mă, când s-a născut. Acum săracul e în pământ. Lasă-mă, mă, Aurică, mă, dar noi îl avem. Pe medalion, pe juvaierașul mic. Și uite, o să vină și puradelul lui Argentina. Acuși vine.
Bravo! Păi! Tu de ce nu cari un lemn? Că sunt o doamnă. Și de ce bei de sticlă? Tot de-aia. N-am pai. Păi uite, du-te-ți pe casă, acolo. Nu pot, că mă strânge chiloții. Vai de stanga mea. Stai țeapănă. Nu mai te mișca. Să te agiți. Dar la ce oră pot ca să mă schimb? La 8. Bine, am răbdare până atunci. Stau țeapănă, dar întreci. Hai, acum cine are un chibrit să-i... Foarte bine. Ce-i, mă? E ceapă. Țineți vostră, că vreau să fac și eu botez, da? Și cum să-i fac? E, omă, că o să fac un copil și face la copilul nostru. E, face, păi face, păi face, cel mai mare botez, mai mare decât ăsta, ai înțeles? Am înțeles, că oricum tu-l faci, nu eu. Păi da, fă, să moară dolul de ciudă, de-aia-l fac. Ce ai zis, mă? Ia zi mai tare, că n-am. A, scuze, da, mă. Vrei! Eu! Ce dracu' sunteți așa nervoși, mă? A? Păi vreți să-ți spun dacă voi mă prăzi pe mine să cară lemne, mă? Păi să-și mea chirmă, băi, nebunilor! Vă vreți să vă iau să iei conta pe toți acum? Tu ce trebuie să faci și ești îmbrăcată prost așa? Du-te, dracu, ce crezi că mă sperii pe mine cu bețigașile alea? Fă-te, dracu, că ți-l bagă în ochi, nu te regule, bătrâna! Ia vezi să poate lângi de aia! De aia, nu poți chiar de aia! Și culcă-l în aia! Cu mine, fă-i, că ești gura lui frățiorul meu, da. Vreau că zici talentul tău. Da. Hai. Eu te iubesc mult de drum. Ia-l de aici. Da, mă, că te iubesc mult de drum. Băi, nene, băi, sufletul meu, mă, de care dai, mă? Hai, bagă ceva, bagă! Până la micul să știe! Am tinerețe, mă! Băi, ăsta e! Du pălărie, ca pierdă cu... Dă-te fă mai așa! Ce? Bă, fie lângă, îți dau câte două una ta, te nu zboară pălăria din cap! Bă, tu mă lucrezi pe mine, mă? Adică tu crezi că eu sunt fraier sau ce? Bă, tu crezi că eu sunt prost, bă? Adică tu-l trimiți pe ăla la Madrid în locul meu, nu? Băi, ăsta, tu nu mai căuta tu cu mine! Hai, tată, e beat.
Hai mă sus, dă-te, treacă-te. Care a dat, mă, să mă urmă, mă, că l-am urmă? Care a dat? Care a dat, mă? Cine a dat? Cine a dat, mă? Eu am dat din greșeală, hai. Tu ai dat? Hai, fără să vreau. Pe tine te iubesc, ia să mă. Da, da. Ce, pe cine trimiți tu? Ia te, mă, tu mă trimiți pe mine. Bă, plecă, plecă. Tu te dansează cu nota, seată. Ia mă, las pe mine. Bă, plec, ia pe fraică. Păi, da, vrânjă, trăir. Da. I-ai văzut ce ai făcut? Da, ce să spun, mi s-a rupe de-l, da, dracu, nu e criminal oricum, fă. Ce-am făcut eu ceva în plus, da, da, dracu, da, ce e? Nu e bine, fă, dar asta așa e, e un criminal. Lasă să plătească până la ultimul minut. Fă, n-ai și tu altceva de băut, m-am săturat de poșirca. Uite, fă, hai de să caută băuleul, ce că e. Ceva întări așa, că noi suntem baza, ăștia e numai cu clanța de grea. Haide, fă, că bine zi, ia uite că a găsit ceva aur. Ce e? Hai de bei cu cana. Gata, tata, hai cu tata, hai, gata, hai! Corele! Tatăl, de ce plânge, mă, Titu? Iar plânge. Păi, bă, dar tu nu-l auzi, mă, tu nu-l auzi, e surd! Păi nu știu de unde are. Azi a mâncat? Da, a mâncat. Poate îi e dor de Roza. Ia uite-o și pe asta. Fă-fie, drecuță, fie proastă, drecuță. Tu vorbești în ziua asta specială de fratele meu, de Tito, de zdrață, de vagaboată aia că te calcă picioare. Băi, 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 ia plecați, plecați de aici, din casa mea. Hai de aici, că mă omor cu mâna mea. Scuză-mă, bre. Hai, taie-o. Dar mai țipa, bre, că-l mai puc. Mori de aici, am zis. O, bre, o, că mă duc, gata, nu mai urla aici. Ură faci când bei. Hai, marge aici, am zis. Lasă-mă, fă-te, te gâtul, bă, și tu că faci repede. Păi tu mi-e, mă descurci și singur, nu te-ai drept. Pleacă, fire, dracu, să fii de prost, fă-te. Vino, fă și ia zi-astea, că m-am umplut de de-astea pe aici. Dracu, să fii de idiotă. De... Hai, cu tata, hai, tata, hai, lasă-mă, fă, că faci repede. Hai cu tata. Don, să nu fie de ochiat. Ce ai zis, mă? De ochiat? Păi și ce vrei, mă? Să-l descât eu? Păi nu știu, să-l chem pe mă Sulfina. Extraordinar, ție ți-e de măta, Sulfina. Avem apă sfințită? Da, avem. Du-te, adu apă sfințită, fă un ceai și poate îl potolim. Strângem, mă, găturile lor. Dorele? Unde e Don? A plecat. Unde a plecat? Nu mi-a dat raportul. Auzi, bă, jegosule, dacă îți dau un raport în dinți, crezi că ți-aduce aminte? A? Păi știu altceva. Ce? Că Dumbravo e la spital în comă. Să moară, mă? De unde știi? Am văzut la televizor. Bravo, Dorele. Fă, când eu ți-am zis că mie merge zodiacul, fă. Eu-s norocos, rău, fă, am mare talent, fă. Mă, dar ce-ai făcut? Lasă-vă că nu contează ce am făcut, e bine. Dacă nu mă face tata erou, uite-te încoa la mine. Hai, gata, bă, am treabă. Hai, du-te, fă-ți treabă. Dorele, hai să mă ajut. Hai, Dorele, mută bobul, tată. Du-te, du-te frumos.